Dragii mei frați și surori, vreau să privim la un verset din Sfânta Scriptură. Dacă sunteți obosiți, ocupați locurile, este mai bine. Promit că o să fiu foarte scurt. O să încerc să bat un record. Cred că este suficientă încărcătură pentru seara aceasta, poate și după o săptămână de muncă. Psalmistul 122 spune așa: mă bucur când mi se zice, haidem la casa Domnului. În viața noastră, când ni se face o ofertă sau o chemare, mai ales la mese sau la ocazii, ne bucurăm nespus de mult. Acum, dacă ne gândim atunci când ne cheamă cineva la casa lui Dumnezeu, ne bucurăm? Mai ales când Domnul ne surprinde cu câte o seară încărcată sau cu câte un program atât de plin. Și spunem, poate că era mai bine să-l ratez. Așa spune omul firesc. Dar Dumnezeu ne binecuvintează cu cuvântul Său din belșug și este un har. Motivul psalmistului sau motivele psalmistului David când spune mă bucur să merg la casa Domnului, două mari motive. Unu, știa că în casa lui Dumnezeu este Dumnezeu acolo. Și când am plecat de acasă sau când ne-am echipat să plecăm de acasă spre biserică, ne-am gândit, eu mă duc la biserică, nu mă să mai etalez eu, nu să arăt cum cânt eu de bine, nu să îmi arăt hainele mele, mașina mea, talentele mele, ci am plecat de acasă cu gândul că este Domnul acolo și merg să mă întâlnesc cu El. Cred că și dumneavoastră la fel și îmi place să cred lucrul acesta. Dacă nu ați dorit asta, vreau să vă zic că ați greșit. Iar al doilea mare motiv, știți care este? Știind David că merge la casa Domnului pentru că este Domnul acolo, mai are o bucurie enormă că știe că Domnul îl ascultă. Domnul ascultă rugăciunile. Și știți bine și dumneavoastră de-a lungul vremii care ați petrecut în casa lui Dumnezeu că aici Dumnezeu ascultă. Dar se mai întâmplă ceva. Atunci când Dumnezeu ascultă, este vremea asta de acum, care o trăim. Dar noi ca oameni ne dorim împlinirea acum. Vreau să vă spun că poate pe mulți Dumnezeu ne dezamăgește cu timpul împlinirii. Poate este un timp mai îndelungat. Dar și ce vreau să spun? În seara să-i ferice de dumneata și de tine, că ai venit în casa lui Dumnezeu și ai ocazia să-i spui ce ai pe suflet. Și ai ocazia să fii bucuros că stai de vorbă cu El. Și în rugăciunea aceasta, știind că Domnul e aici și că ne ascultă și că vrea să ne facă bine, așa cum ne-a vorbit, vă dau posibilitatea fiecărora care suferiți, treceți prin probleme, necazuri, încercări, să le aducem înaintea lui Dumnezeu. V-am mai spus-o de atâtea ori, nu știu cum stați dumneavoastră sau ce raport sau care este raportul dumneavoastră când vă gândiți că atunci când veniți înaintea lui Dumnezeu, la casa lui Dumnezeu. Eu am întotdeauna acest sentiment în inima mea când îi spun lui Dumnezeu, chiar dacă pe loc nu-mi răspunde, eu plec în credința că Dumnezeu a luat aminte. Ia spuneți-mi, acum prin 2012 când aplicați pentru National Insurance Number, se făcea aplicația și se primea răspunsul foarte târziu, dacă se primea. La Dumnezeu nu e, poate să fie și așa, dar nu, în general nu este așa. Dumnezeu a luat acum aminte, a ascultat cererea noastră, Dumnezeu te poate întări dacă ai probleme de sănătate, Dumnezeu te poate ajuta dacă ai probleme cu păcatul, Dumnezeu te poate întări dacă, sau ajuta dacă ai probleme cu locul de muncă, Dumnezeu îți poate interveni la cauza dumneatale. Vreau să te rog să îndrănești să-i spui Domnului. Și înainte de a vă da ocazia, vreau să vă spun o idee esențială. Împărtășia mea din săptămânile trecute cu Domnul, adică mai timp foarte mult și ocazional de multe ori, Domnul îmi vorbește și îmi spune întotdeauna, urmărește binele bisericii, urmărește binele semenilor tăi, urmărește binele poporului, urmărește binele celui de lângă tine. Și mă gândesc, Doamne, și sunt multe lucruri care să urmărim binele celui de lângă noi. În seara asta vreau să spun, dacă ai pe cineva acasă, adu-l înaintea Domnului, urmărește binele lui. Urmărește binele pentru mântuirea lui. Dacă ai bolnav, adu-l înaintea Domnului. Avem ocazia aceasta să stăm în prezența Domnului și să spunem, Doamne, lucrează și la cauzele noastre. Dacă cine vrea în mod public să le prezinte, are ocazia. Dacă nu, cred că fiecare dintre noi vrea să stea într-o părtășie intimă cu Domnul. Ne ridicăm la rugăciune. Amin.